Da, așteptăm venirea Domnului, slăvit să fie El. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Ce să facem? Să ne bucurăm și să ne veselim. Ia, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Și binecuvântat să fie Duhul Sfânt care mai mișcă inimile noastre. Slăvit să fie Domnul. Și apoi binecuvântat să fiți toți care ați ales ca în seara aceasta să fiți la părtășie, la locul de închinare. Binecuvântat să fie frate de la Toplea care ne bucură cântările lor. Și cântarea de aici, de jos, din pe pământ, să străbată cerurile până în cerurile cerurilor la Tatăl. Și cântarea împreună cu îngerii să fie spre slava și gloria lui Dumnezeu. Și apoi binecuvântat să fie evanghelistul și care va... Vorbim seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Cuvântul să se pogoară din cer de la Tatăl și sub ungerea Duhului Sfânt să vorbească inimilor noastre și poporului și toate lucrările să fie spre gloria lui Dumnezeu. Câteva cuvinte doar și îndemnuri și vom face o rugăciune pentru cei bolnavi, pentru cei în suferință. Și mai întâi de toate m-aș adresa cuvintelor fratelui apostol Petru. Cu capitolul 1, începând cu versetul 5, ne îndeamnă niște cuvinte atât de minunate și spune în felul următor. Voi, adică voi, noi toți, prea iubiților, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Cum e, fraților? Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credința care avem la ta în Tatăl, slăvit să fie Domnul. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Versetul următor, versetul 6, spune: în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puține vreme prin felurite încercări. Ne bucurăm, frați și surori, ne bucurăm în Domnul, chiar dacă suntem întristați aici pe pământ pentru puține vreme. Întristarea aceasta, boala aceasta poate fi, sau suferința, pentru mântuirea sufletelor noastre și pentru apropierea mai mult de Dumnezeu. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Vedeți? Încercarea credinței. La sfârșit să fie lauda, să fie bucuria la arătarea lui Iisus Hristos. Și dorim mult și zicem, și putem să spunem cu toți, vino Doamne Iisuse, când biserica ta de pe pământ te așteaptă. Și atunci când vei veni și când ne vei lua tine în împărăția ta, nu vor mai fi dureri, nu mai vor fi suspine, nu ne mai dorea picioare, nu ne mai dorea spatele, ci va fi o bucurie. Împreună cu Sfinții și împreună cu Îngerii și Apostolii, slăviți să fie Domnul, și pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în El fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită. Îl iubim, frați și surori, pe Domnul? Haideți să-l iubim din toată inima, că mult bine ne-a făcut, mai mult decât ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui și suntem prin credință și prin jertfa din Golgota care Domnul și-a arătat-o față de noi. Ne bucurăm mult și să spunem că o bucurie negrăită, ne bucurăm în El fără să-L vedeți, dar îl simțim în... pentru că spune că pentru că dezdobândica sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Ce vreți mai mult, frașesulor? După lupta aceasta pe pământ, care nu ține așa mult, stăm și ne gândim cum a trecut viața aceasta, dar vom dobândi mântuirea sufletelor noastre. Și zic Domnul să ne ajute la aceasta la toți. Amin.